Iubiți credincioși, vom citi un cuvânt de învățătură a părintelui Serafim Man, o predică la duminica 31 după Rusalii, a cărei pericopă evanghelică se va citi mâine, și anume este vorba despre vindecarea orbului din Erihon. Așadar, arhimandrit Serafim Man predică la duminica 31 după Rusalii, Iisus Hristos, lumina lumii. La praznicul nașterii Domnului, lumea creștină îl preamărea pe Mântuitorul Iisus Hristos, numindu-L lumină și soare. Astfel cântăm într-o parul nașterii Domnului. Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeu nostru, răsărit ai lumii, lumina cunoștinței. Și așa mai departe, iar la sfârșit, să se închine ție soarelui dreptății. Nașterea Ta, Hristoasă, Dumnezeu nostru, răsărit ai lumii, lumina cunoștinței, când tu dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te slăvească pe tine, răsăritul cel de sus. Descoperirea lui Dumnezeu prin venirea în lumea Mântuitorului Iisus Hristos a însemnat pentru neamul omenesc soare dătător de viață și lumină dumnezeiască. Prorocul Isaia a vestit aceasta zicând, poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi, cei ce locuiți în latura și în umbra morții, lumină va străluci peste voi. Isaia, capitolul 9, versetul 1. Profeția a adeverit-o Mântuitorul prin cuvânt și prin faptă, prin cuvânt când zice, eu sunt lumina lumii, Ioan, capitolul 8, versetul 12, iar prin faptă, celor trimiși de Sfântul Ioan Botezătorul să-L întrebe dacă El este Mesia cel așteptat, cărora răspunde așa, mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și cele ce vedeți, orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzi aud, morți înviază, săracilor li se bine vestește. Sfânta Evanghelie de astăzi ne descrie cum Mântuitorul a vindecat un orb care ședea cerșind la marginea drumului, în apropierea intrării în orașul Erihon. Auzind orbul mulțimea trecând cu mare zgomot pe cale, a întrebat ce este și aflând că trece Iisus, a strigat, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Luca, capitolul 18, versetul 38. Fiindcă striga cu atâta putere, unii au început să-l certe, să-l dojenească, spunându-i să tacă, dar el și mai tare striga aceleași cuvinte. Iisus, auzind tânguirea deznădăjduită și cunoscând suferința orbului, îl cheamă la sine și îl întreabă ce dorește. Iar el zice, Doamne, să văd! Luca, capitolul 18, versetul 41. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta ți-a mântuit și îndată a văzut și mergea după el, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu. Luca, capitolul 18, versetele 42 și 43. Dintre toate simțurile cu care a fost înzestrat omul de către Dumnezeu, vederea este cea mai necesară și mai prețuită. Lucrul acesta este acceptat de toată lumea și chiar dacă acesta este motivul de a încerca de a reconstitui chipul real al orbului de care ne spune Evanghelia de astăzi. Privind pe acest om, vom vedea o față palidă, ofilită, dar nu de bătrânețe, ci de petrecerea lui într-o noapte neîntreruptă. Să ne amintim ce lungă și obositoare ni se pare o singură noapte întunecoasă, fără de lună și fără de stele, fără vreo sursă de lumină, ce ne însoțește într-o călătorie ori stând de veche. La fel este și înfățișarea îi trăda tristecea zbuciumată. Spatele a plecat de umilință, îi se încovoiase, iar îmbrăcămintea era murdară și zdrențuită. Pentru aceasta, pentru
O bucată de pâine, o mână o ținea mereu întinsă, iar cu cealaltă se sprijinea de un băț. Tovărășea pe drumurile lui nesigure și pline de riscuri de tot felul. Pentru a se adăposti peste noapte, trebuia din nou să ceară să se roage. Și câți oare și-au făcut milă cu el? Toate frumusețile acestui pământ ce îl înconjurau, pentru el îi erau străine, că nu se putea bucura nici de priveliștea unei bolți albastre, pe care alunecau mirificile stele, nici de aceeași boltă pe care alunecau norii sau străluceau culorile curcubeului, nici de paștiștile viu colorate și mulțimea florilor unei poieni sau de măreția întinderii tumultoase a mării sau de impresionantul spectacol al înălțimii piscurilor munților. Și chiar imaginea rudelor și a prietenilor săi cu frumusețea lui îi era inaccesibilă, trăind mereu în cumplita beznă. Aflându-se mereu în privegie, orbul auzise despre minunile pe care le săvârșise Iisus și în sufletul său se trezise o rază de speranță. Era raza, speranța de întâlnire cu Iisus. Pentru că speranța cu întâlnire cu Iisus i-ar aduce și lui, ca și altora, o undă de bucurie, o alinare a suferinței. Într-adevăr, întâlnirea cu Iisus i-a dat tot ceea ce își dorise mai mult, adică vederea. Sfânta Evanghelie ne arată cum cel vindecat îl urmează pe Iisus, cu mulțumire și cu recunoștință adevărată slăvim pe Dumnezeu. El n-a rămas nepăsător și nerecunoscător pentru binele ce i s-a făcut, ci a mulțumit binefăcătorului, ba mai mult l-a slăvit pe Dumnezeu. Orbul de astăzi este un exemplu luminos pentru toate timpurile de a răsplăti binele. Suntem cu toții de acord să recurgem, să recunoaștem cât este de nefericită viața unui orb. În același timp ne dăm seama cât de mare este bucuria ce o resimte când îi se dăruiește vederea. Și fiindcă am vorbit de orbirea trupească, să ne oprim puțin și asupra orbirii sufletești, căci s-ar putea să vedem bine cu ochii trupești, dar ochii sufletului să ne fie acoperiți de ceață, de negura ori de bezna păcatului. Fiecare dintre noi simțim datoria de a alerga la Mântuitorul și de a-L ruga zicându-i, Doamne, să văd. Și anume, ce să văd? Mai întâi să mă văd pe mine însumi, să-mi văd păcatele mele, să-mi văd imensa pagubă ce am suferit-o din pricina căderilor mele, să văd durerea pe care i-am pricinuit-o lui Dumnezeu din cauza neascultării mele. Doamne, dă-mi lumina să-ți fac voia Ta, să urmez pilda aleșilor Tăi, să văd calea fericirii Tale de care m-am depărtat și la care Te rog să mă călăuzești. Deschidem, Doamne, ochii sufletului meu spre a vedea cât sunt de amăgitoare și de trecătoare plăcerile lumii și cât sunt de stricăcioase și de nesigure bogățiile, cât de scurte sunt prieteniile și favorurile oamenilor, cât de deșarte și ambițiile, cât de repede trecătoare este tinerețea, frumusețea și puterea. Fă-mă, Doamne, să văd în mine chipul adevăratului creștin, că port acest slăvit nume pe care Tu mi l-ai dat, că m-am învrednicit a primi toate darurile Sfântului Tău botez, să văd și să cunosc valoarea neprețuită a sufletului, că este mai scump decât tot ce este sub soare. Dăruiește-mi, Doamne, lumina înțelegerii cunoștinței Tale, ca să văd în toate lucrurile Tale, în toate făpturile Tale, în nemăsurata Ta milă și bunătate, în toate să văd nemăsurata Ta milă și bunătate,
pe care ai revărsat-o asupra mea. Iată ce este lumina sufletească, care este cu mult mai de preț decât lumina trupului, adică vederea ochilor fizici. Vom ilustra acest adevăr cu o istorioară scrisă de un învățat creștin, intitulată Oarba care vede. Se spune că într-un ținut oarecare trăia o femeie care până la 40 de ani dusese o viață păcătoasă. Cu toate acestea, că avea vedere în ochii trupești, era întunecată cu Duhul. Era oarbă sufletește și din pricina aceasta petrecea o viață ticăloasă. Pe când petrecea astfel, și-a pierdut vederea ochilor. Atunci s-a petrecut o minune. A început în orbirea ei să vadă bine cu ochii sufletești și a văzut astfel toate nelegiurile ei de mai înainte și odată niște vecini s-au apropiat de ea compătimind-o: sărmana de tine. Ea le-a răspuns: sunteți miloși cu mine, dar nu-ți de plâns. Eram vrednică de plâns atunci când vedeam. Dumnezeu mi-a trimis aceasta spre învățătură, ca nemai văzând cu ochii trupești, să mi se deschidă ochii sufletului. Abia acum îmi văd păcatele pe care le-am înfăptuit, de să nu mă plângeți pe mine, ci pe aceia care, cu toate că văd, sunt orbi. Oamenii până tineri, sănătoși, păcătuiesc, sunt orbi. Dar de vedere se deschide întotdeauna, de multe ori, la o boală, la o suferință, la singurătate, la sărăcie, când omul rămâne singur cu sine, de-abia apoi își vede păcatele sale, mai ales la orbire. Omul nu mai vede atunci frumusețile, bucuriile lumii acestea și în întunericul lui începe să vadă spiritual, vadă și este de dorit ca să trăim acest lucru, să-l trăim în pocăință adevărată. Vorbind despre lumină, nu este întâmplător lucru că ea se ocupă primul loc în actul creației lui Dumnezeu. Fără lumină nu există viață, nu răsare nici firul de iarbă. Din lumină se hrănește și se adapă toate plantele și viețuitoarele pământului. Lipsa luminii ar produce moartea naturii. Raportând lumina la universul spiritual, am constatat că și aici întâlnim doi poli opuși, întunericul și lumina. Am vorbit despre orbirea trupească și cea sufletească, despre bătălia dintre lumină și întuneric. Rugăciunea, Doamne, să văd, să fie constantă, să nu ne mulțumim doar cu licărul care se întrevede uneori în sufletul nostru, nici cu pâlpâirile fumegânde ce abia tremură în subconștient. Dăm, Doamne, să văd lumina ce se revarsă de la Tine, după cuvântul Tău cel dumnezeiesc. Eu sunt lumina lumii, cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Aceasta este lumina lui Hristos, lumina veșnică, lumina ce se călăuzește după ea și după cel ce se îmbracă cu lumina ca și o haină, ca și cu o haină, Psalmul 103, versetul 2. Și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Matei, capitolul 4, versetul 16. Și așa să lumineze lumina voastră înaintea ochilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Matei, capitolul 5, versetul 16. Lumina este însușirea lui Dumnezeu și caracteristica celor ce trăiesc după cuvântul Lui. Această lumină ne izvorăște din puterile noastre. Această lumină nu izvorăște nici prin puterile noastre, nici nu emană din materie, ci este desprinsă din puterea cea nesecată a energiilor necreate și creatoare în același timp ale Duhului Sfânt, energiilor necreate, adică Harului Dumnezeu care este în noi, și prin creație. Dumnezeu este lumină veșnică și din această lumină se împărtășește cel ce umblă după poruncile Lui, conferindu-i darul sau grația de a se apropia de Dumnezeu, de a fi în comuniune cu harurile divine,
cu dreptul de a se numi Fiul al lui Dumnezeu. Lumina lui Dumnezeu, revărsată prin har, prin strălucirea sa, împrăștie negura întunericului din suflet. Lumina este și învățătura care ne călăuzește spre mântuire. Făclie picioarelor mele este legea ta, Doamne, și lumina cărărilor mele, pune Psalmul 118, versetul 105. Precum făclia ne eliberează de întuneric și ne arată, ne redă lumina, arătându-ne calea pe care trebuie să mergem, tot astfel, învățătura bisericii este lumină călăuzitoare pe drumul mântuirii. Să ne oprim cu milostivire asupra celor nevăzători cu ochii trupești, alinându-le suferința cu dragoste și cu răbdare. Să fim compătimitori însă, să fim mai mult cu cei orbi sufletește, sârguindu-ne să-i facem să-și deschidă ochii sufletești pe lumina Evangheliei, că atât unii cât și alții, să primim cuvântul Apostolului spre nădăjduire. Altădată erați într-un tuneric, iar acum sunteți într-o lumină și lumină într-un Domnul, deci umblați ca fii ai luminii. Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Iată așadar, iubiți credincioși, ce dar de la Dumnezeu avem, că noi avem natură dublă, adică avem trup care e din materie și suflet care e din lumina lui Dumnezeu. Și fiindcă sufletul e din lumină, creat de Dumnezeu, el trebuie să fie lumină. Lumină, iubire, înțelegere. Lumina, sigur, tot sufletul e nespiritual din lumină, dar el are trei calități, adică centrul sufletului iubirea, apoi mintea sau judecata și voința. Și iată, acestea noi trebuie să le păstrăm curate și sănătoase pentru Dumnezeu. Și de aceea trebuie să iubim și lumina aceasta fizică creată a soarelui, să trăim în lumină, în curățenie, în sfințenie, dar mai ales să trăim în lumină, curățenie și sfințenie spirituală, duhovnicească. Să dea Dumnezeu ca pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale sfinților lui Clement al Cirei și ale Sfântului Preacuvânt Părinte nostru Serafim și ale tuturor sfinților, să fim miluiți și mântuiți de Hristos, cel adevărat, cu lumina și puterea sa. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește. Amin.